Bună seara și mulțumesc că ați venit. Știu că a fost o mare provocare să ajungeți pe frigul ăsta la Gaudeamus. Și pentru mine a fost, deși am mers doar câțiva metri de la redacția Newsweek până aici, noi fiind chiar în curtea Romexpo. Și mă bucur că am reușit să scriu și statul paralel și sper să închei seria cărților despre mafioți, pentru că nu mi-am propus deloc să fac asta, dar a trebuit să fac. Și am făcut. Sper că, așa cum spuneau și Radu Paraschivescu mai devreme și Oana și Cătălin, de luni să avem o viață un pic mai bună, măcar puțin mai bună, cu speranța că nu ne vom mai trezi în stradă. Nu că nu a fost frumos să ne cunoaștem unii pe alții și să fim alături unii de alții și am cunoscut cu adevărat niște oameni extraordinari în ultimii 3 ani, dar aș fi preferat să ne cunoaștem la film sau să ne cunoaștem la o lansare de carte a unui roman de dragoste, așa cum tot visez eu, sau la un spectacol, unde în altă parte, numai nu stând pe stradă sau pierzându-ne sute de zile pe Facebook, nervoși, supărați, entuziasmați uneori, dar tot cu mare tristețe. Statul paralel este o continuare firească, cartea, pentru ceea ce au fost celelalte două volume, Noaptea ca hoții și Vă vedem. Cred eu că este foarte important să știm în marea asta de dezinformare în care trăim și de manipulare, e foarte important să știm care este adevărul, să avem acele repere în privința informației clare, netransformate, neexplicate, informația pură pe care fiecare să o ia ca atare și să o înțeleagă. De fiecare dată când am scris cu gândul la copilul meu, la Matei, care acum are 14 ani și sper că atunci când va mai crește și va fi și mai interesat de cărți de acest tip, să aibă ce să citească, fără să trebuiască să înnoate în marea asta de care vorbeam, de dezinformare, și să înțeleagă ce s-a întâmplat și mai ales să facă, dacă va fi cazul, sper să nu, dar să facă, dacă va fi cazul, ceea ce am făcut, cel puțin ceea ce am făcut unii dintre noi în ultimii ani. Sau poate chiar în ultimii 30 de ani ce au făcut unii dintre români, dacă stau să mă gândesc la Revoluție, apoi la Mineriadă și alte evenimente. În carte o să regăsiți foarte mulți oameni care s-au implicat mult. Pentru mine au fost niște repere și niște puncte de sprijin tare importante. În ciuda unui entuziasm pe care eu să spunem că am așa din fire și unui optimism asupra vieții, au fost multe momente în care am crezut că nu o să rezist la ceea ce se întâmplă, pentru că era foarte multă oboseală în primul rând. Și surmenaj fizic, psihic, nu ne mai regăseam absolut deloc viețile personale, era tot așa o fugă de niște lucruri foarte grele și în același timp să rezolvăm ceva care tot venea ca o avalanșă spre noi. Sunt câteva voci, unele dintre ele sunt chiar aici pe scenă, lângă mine. Mai este Petre Iancu, pe care îl avem aici, lângă noi, de la Deutsche Welle, dar sunt foarte multe alte persoane. O să vedeți dialogul cu Gabriel Liceanu, cu Mircea Cărtărescu, cu Radu Paraschivescu, cu Radu Vancu, Mircea Mihăieș. Sunt interviuri pe care le-am publicat și în revista noastră foarte dragă, Music România, pe care o ținem cu niște sacrificii foarte mari și o creștem foarte bine, dar cred eu că în ultimul an și jumătate de când am reușit să o lansăm, a ținut piept foarte bine acestui adevărat stat paralel, care a însemnat PSD ALDE. O să mai vedeți voci din societatea civilă și de la Alba, Elena Calistru din București, de la Funky, Cătălin, pe care îl avem și așa cum spuneam mai devreme, îl avem aici. Sunt foarte multe, Ciprian Ciocan de la Vă vedem din Sibiu, mai mulți prieteni pe care am reușit să-i descoper în ultimii ani și care s-au implicat fiecare într-o anumită bucățică de țară sau chiar din afara țării în ceea ce a însemnat această luptă a noastră pentru mai bine. Ce vreau să spun în seara asta, și cu asta am să închei mulțumindu-vă foarte mult, este că de când am început să scriu această carte, asta din vara asta, mi-am dorit foarte, foarte mult ca să încerc să ofer ceva din ceea ce înseamnă ea mai mult decât informația în sine. Și am și avut acordul Oanei în seara asta.
Așa că toate drepturile de autor care îmi vor reveni din această carte vor merge către Fundația Dorește Viață, care construiește un spital pentru copiii bolnavi de cancer și care va mai construi un spital, după cum binomul nostru preferat ne-a anunțat. Nu știu ce va însemna asta, nu știu dacă depinde de mine foarte mult, cât vor însemna aceste drepturi de autor. Sper să mai punem o mică cărămidă la acest spital, pe care am vrut să-l facă statul român, dar iată că îl face statul paralel al nostru, cel bun. Și vă mulțumesc tare mult! Bună seara!